Deci, domnule Hodor, prima observație care poate fi făcută în acest caz legat de moartea domnului Pacepa ar fi faptul că știrea morții dumnealui a fost dată doar de o publicație de Epoch Times și nu am văzut-o preluată în presa americană, în presa internațională, adică nu am văzut și măcar o știre. De ce credeți că nu s-a întâmplat acest lucru? Poate pentru că nu este ceva foarte important în momentul ăsta pentru mainstream-ul din Statele Unite. La noi probabil că lucrurile sunt mai importante, pentru noi lucrurile sunt mai importante. Pentru că s-a spus foarte mult despre Mihai Pacepa și chiar în descrierea cărții dumnealui Orizontul Roșii se spune că a fost cel mai înalt oficial din blocul sovietic care a cerut azil politic în Statele Unite. Întrebarea ar fi, a rămas domnul Pacepa cel mai înalt oficial din blocul sovietic care a trecut în Statele Unite sau între timp lucrurile s-au mai schimbat? Adică este în continuare, are această titulatură? Da, are în continuare, beneficiază în continuare de această, să-i spunem, noastră titulatură, deoarece în momentul în care Pacepa a fugit în Germania și apoi în Statele Unite, funcția pe care o avea el era aceea de secretar de stat, consilier al președintelui Nicolae Ceaușescu, adică mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu, mai precis. Deci asta era funcția administrativă pe care o avea, pe lângă funcțiile pe care le avea în securitate, adică în Direcția de Informații Externe, cea de adjunct al șefului Direcției de Informații Externe, că am văzut și aici presa vorbește despre Pacepa ca fiind șef al serviciului de spionaj, ceea ce nu e adevărat, el a fost adjunct al Direcție de Informații Externe, generalul Doicaru fusese de fapt șef al DIE. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, da, deci a păstrat această titulatură tocmai din motivul acesta. La momentul fugii sale, el era ocupa o funcție administrativă mult peste cea pe care o deținea în securitate. Dacă vreți să facem un fel de comparație ca să înțeleagă cititorii dumneavoastră, dacă ar fi să ne raportăm la sistemul de la ierarhiile mafiote, de exemplu, Pacepa era ceea ce se numește consiliere, adică mâna dreaptă a bosului. Era ca și cum ar fi fugit unul dintre consilierii lui Mihail Gorbaciov, să zic. Mai exista această titulatură pe care am văzut-o și se vorbește chiar în prefața cărții Orizontul Roșii, că era consilier pentru securitate și dezvoltare tehnologică. Ce înseamnă dezvoltare tehnologică la vremea respectivă? Adică ce anume făcea, dacă știți, puteți să-mi spuneți? Fura tehnologie, asta făcea. De fapt, asta cam asta făcea toată Direcția de Informații Externe și cam toată securitatea, pentru că în anii respectivi, aceasta era o linie foarte importantă pentru regimul comunist. În anii 60-70, odată cu încercarea de deschidere către Occident făcută de Nicolae Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu avea și planul acesta de a tehnologiza România, de a o industrializa masiv, de a importa tehnologie occidentală cât mai mult și să spun dar, de fapt e mai corect să spun dar, dar Nicolae Ceaușescu nu vrea să plătească pentru tehnologia aceasta și credea că Direcția de Informații Externe prin ofițerii de securitate pot procura prin mijloacele lor de specifice de spionaj și așa mai departe, genul ăsta de tehnologie. Se numeau aceste, de fapt, dacă vezi, Mihai Pacepa a și condus, înainte să ajungă adjunctul Direcției de Informații Externe, a condus un compartiment care se numea TS, tehnologie, din interiorul
securității, care se ocupa exact, cum spuneau documentele de organizare, de procurarea de tehnologie. Procurare însemna furt tehnologic prin mijloace de spionaj. În principal era vorba de tehnologie pentru domeniul industrial, adică să dăm un exemplu, nu știu, planurile tehnologice pentru o instalație agricolă pentru care se folosea în industria agroalimentară. Și se făceau necesar, adică pur și simplu Ministerul Agriculturii spunea avem nevoie de niște incubatoare. Și se uitau pe piață să vadă unde pot să le găsească și spuneau costă atât, nu știu, să spunem costă 20.000 de dolari. Dar nu putem să furăm documentele alea și să facem noi incubatoarele și să nu mai plătim banii ăștia. Nicolae Ceaușescu de regulă spunea da, foarte bine, e bine să facem așa. Și îi punea pe băieții ăștia de la Direcția de Informații Externe să spioneze, să fure, să intre în camere de hotel și să fotografieze planurile astea, le luau și încercau după aceea să le, mă rog, prin mijloacele interne să facă ei incubatoarele astea, să spunem. De regulă se raporta bilanțurile acestui compartiment și ale Direcției de Informații Externe, toate chestiunile astea se cuantificau în, spuneau ei, ore de cercetare economisite. Adică se puneau un preț pe o oră de cercetare și calculau ei cam cât ar fi, câte ore de cercetare ar fi pierdut, să zicem, un institut românesc pentru a ajunge la tehnologia respectivă și o translatau în realizările lor și spuneau, am făcut la economia națională 200, o economie de 200 de mii de dolari în ore de cercetare. Deci cu asta se ocupau, asta înseamnă furt tehnologic, asta era o linie generală, asta e poate important de spus, că era o chestiune care nu făcea numai securitatea română, totul se petrecea sub supervizarea rușilor, a KGB-ului, care la rândul lor încercau din motivele lor, adică acelea de a reduce decalajul între Uniunea Sovietică și țările occidentale, să facă chestiunile astea. Practic, cam toate serviciile de securitate din țările estice aveau linia asta de lucru în colaborare cu KGB-ul. O parte din tehnologiile pe care le furau, unele dintre ele nu puteau fi implementate, de exemplu, în România și le dădeau rușilor. Nu știu, dacă găseau scheme pentru anumite componente militare, rachete, să spunem, românii nu aveau ce să facă cu ele, nu puteau să le realizeze, le dădeau rușilor și așa mai departe. Deci se lucra în frăția pactului de la Varșovia pe chestiunea asta. Ceaușescu a făcut din această linie de muncă, să spunem, un element esențial în planurile lui de industrializare, pentru că el credea sincer că dacă fur tehnologie și o implementezi în România, faci economie și reușești să ajungi la nivelul țărilor occidentale. Nu i-a explicat nimeni lui Nicolae Ceaușescu că una e să furi niște planuri, alta este să le și pui în practică. Există documente în Arhiva Securității, sunt aceste rapoarte pe care le dădeau compartimentele securității care se ocupau de această chestiune. Ulterior, în anii 80, când totul, absolut toată activitatea aceasta a fost mutată sub egida faimoasei IC Dunărea, există niște rapoarte de bilanț, pentru că și ei dădeau, am spus, raportau marile realizări. Acum, o situație generală nu cred că există. Și, sigur, aspectul e mai complex, pentru că aceste tehnologii nu se aduceau exclusiv prin metoda aceasta de furt tehnologic. Unele se făceau prin contracte bilaterale. E adevărat că securitatea le monitoriza și pe acelea. De exemplu, vă dau un exemplu, cel referitor la avioanele Rombac 111, care a fost un acord economic încheiat de Nicolae Ceaușescu după vizita în Marea Britanie. Da? Și deși partea britanică a semnat un acord economic, s-a pus la punct colaborarea efectiv cu uzinele care urmau să producă motoarele acestor avioane, cu toate acestea, securitatea a încercat în paralel să fure planurile motoarelor și să
obțină în felul ăsta fără bani, se obțină în felul ăsta fără bani. Genul ăsta de, cum să spun, politică duplicitară și neloială față de partenerii privați, da? A dus prejudicii masive. Nu am estimări referitoare la cât anume a produs în economia românească furtul de tehnologie. Ce vreau să vă spun este că în proporție covârșitoare, documentațiile furate de securitate nu ajungeau nicăieri, adică nu se putea produce nimic cu ele. Ele erau incomplete, știți? Adică practic ceea ce nu înțelegeau ei este că nu poți să compensezi efectiv lipsa unei cercetări, adică lipsa cercetătorilor care să-ți facă un motor nu poate fi compensată de o schemă pe care o fur. Corect. Nu mai vorbim de, ne mai vorbim de faptul că în eșecul fundamental era datorat materiei prime foarte proaste. Vă dau un exemplu tot legat de motoarele astea, că eu încercat să fac să copie motoarele de aeronavă, numai că aliajul de oțel care putea să fie produs în România era atât de prost, încât pur și simplu motoarele nu funcționau. Îți trebuia inclusiv un aliaj de oțel superior ca să înțelegeți. Deci, ce vreau să spun este că în mare proporție, toate chestiunile astea care erau prezentate de securitate erau de fapt o butaforie pentru Ceaușescu, care vedea, îi făceau expoziții, vreau să spun, Direcția de Informații Externe, avea un obicei să îi arată lui Ceaușescu marile realizări și îi prezentau tot felul de aparatură pe care o aduceau din străinătate, nu știu, de la microfoane până la arme și aparatură electronică. Dar chiar și știau că jumătate din ea nu funcționa și nici nu aveau cum să o producă. Deci totul era un fel de, era la fel de butaforic ca și regimul comunist. Pacepa a reușit să facă, a reușit să înțeleagă foarte bine nivelul de competență al lui Nicolae Ceaușescu și a celor din jurul lui și jongla foarte abil cu lucrurile astea și în felul ăsta a și reușit să câștige o mare încredere în notul lui Nicolae Ceaușescu personal ca specialist în chestiunile astea. De-aia avea și această titulatură de consilier pe probleme tehnologice. Revenind însă la fuga lui Mihai Pacepa, revenind la fuga acestuia, s-a spus că între 1979 și 1989 a colaborat cu guvernul american în diferite operațiuni împotriva serviciilor de spionaj din țările estice. Chiar într-o scrisoare publică, autoritățile americane ar fi apreciat activitatea acestuia ca fiind unică și importantă, o unică și importantă contribuție adusă Statelor Unite. Citez de asemenea din prefața cărții Orizonturi Roșii. Acum întrebarea ar fi: ce știm că a făcut mai exact Mihai Pacepa în cei 10 ani care s-au scurs de când a fugit și până în 89? După plecarea lui, Pacepa a colaborat cu CIA-ul, cu Agenția de Informații Americană, căreia i-a livrat atât informații referitoare la agenții de spionaj ai securității din țările occidentale, cât și informații de insider despre diverse operațiuni pe care securitatea română, RECTE, Direcția de Informații Externe, le făcea în colaborare cu KGB-ul. Informații de insider referitor la modul în care era organizată și structurată puterea din jurul Nicolae Ceaușescu în România. Informații de insider privind anumite chestiuni legate de organizarea securității. Dar cred că cel mai important este ceea ce aminteați și dumneavoastră, adică împreună cu Agenția Centrală de Informații a scris Orizontul Roșii. Cât adevăr este în această carte? Pentru că, mă rog, vorbește, îl prezintă familia Ceaușescu într-o lumină foarte proastă, vorbește foarte mult despre furtul de tehnologie. Sunt exagerări în această carte, că s-a vorbit și despre acest aspect?
Da, evident că sunt exagerări, dar sunt niște exagerări căutate. Orizontul roșii nu este o carte de memorii. Nu este o carte în care nici o carte în care Pacepa își exorcizează trecutul. Orizontul roșii este o carte operativă. Adică este o carte, așa cum vă spuneam, scrisă cu aprobarea CIA-ului. De altfel, agenții CIA au lucrat efectiv împreună cu Pacepa la carte. Și este destinată, în mod evident, conturării unei imagini publice și în mediile occidentale a lui Nicolae Ceaușescu ca ceea ce toată lumea știa, un dictator paranoic și care își conduce poporul într-un mod absolut înfiorător. Deci da, sigur că sunt neadevăruri în carte, sunt exagerări. Pe de altă parte, din ceea ce am văzut eu în arhivă, poveștile de bază pe care le spune Pacepa în Orizontul Roșii se verifică în documente, adică nu sunt invenții. Este o carte în care lucrurile acestea, adevărurile documentare și fără îndoială că ele pot fi verificate, sunt certe, dar în care există și dorința aceasta operativă de a crea o anumită imagine a regimului Ceaușescu. Păi nu știu, Sigur de că sunt exemplu, exagerări. scena în care Nicușor sau Nicu Ceaușescu participă la o petrecere și urinează peste lucrurile care erau servite Stridii, la da. petrecerea aceea, stridii, așa. Asta e adevărată sau asta e mai degrabă o legendă? Ca să dau un exemplu exotic, așa, din E Orizontul Roșu. puțin. Da, e un exemplu exotic, mai sunt și altele. Nu știu dacă lucrul ăsta este adevărat sau nu, pentru că, practic, în afară de cei prezenți la respectiva petrecere, nimeni nu poate să spună dacă într-adevăr a Se fost așa confirmă. sau nu. Să confirme, da, exact. Dar, pe de altă parte, sunt unele lucruri acolo în care, evident că nu pot să fie adevărate. De exemplu, Nicolae Ceaușescu nu își dădea foc la fiecare costum de haine după ce îl purta o zi. Corect. Știm asta astăzi. Atunci însă știți care este chestiunea. Cartea aceasta era, v-am zis, era menită să creeze adevărul și minciuna se împleteau. Era vorba de o lucrare cu țintă, aceea de a crea o percepție referitoare, care pornea de la lucruri reale. Asta trebuie spus, că nu, adică Pacepa nu a inventat tot regimul opresiv din România și a încercat să-i pună lui Ceaușescu în cârcă niște lucruri nereale, erau chiar reale. Dar tușele acestea, să spunem, licențele acestea poetice, erau evident căutate și unele dintre ele probabil că chiar erau inventate de Pacepa, însă ele aveau această calitate, că păreau reale. Adică dacă spui că Erau Ceaușescu făcea credibile, tot da. felul de... erau credibile, da. Despre asta era vorba, despre percepție. În plus, trebuie să ne aducem aminte de situația care era înainte de 1989. Cartea aceasta a fost citită la Europa Liberă în foileton și a fost citită și românii au ascultat Europa Liberă și au auzit la Europa Liberă pasajele din cartea lui Pacepa. Ori, înainte de 1989, românii nu cunoșteau și nici nu aveau acces. Nu aveau posibilitatea să se informeze referitor la ce anume făcea Ceaușescu. Adică ce anume era dincolo de televizor și de vizitele pe care le vedeau ei, protocolare. Sigur că detaliile acestea picante din cartea lui Pacepa au stârnit un val de, să zicem, furie. Cred că chiar un val de furie referitor la chestia asta, pentru că în carte erau prezentate lucrurile basic. Adică, pur și simplu, un Ceaușescu care se lăfăia în lux și făcea tot felul de excese, în vreme ce populația, și vă aduc aminte că cartea este scrisă în anii, a apărut în anii 80, anii cei În mai anii duri 80. din punctul de vedere în anii cei mai duri din punctul de vedere al situației economice și a lipsurilor din România. Deci, practic, ideea aceasta din carte, dacă o citești,
Apare imaginea aceasta a unui tiran excesiv care se lăfă efectiv în tot felul de bunuri la care oamenii nu au acces. Și normal că furia celor care ascultau și auzeau lucrurile astea era una mare. Și cred că ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care s-au folosit acele imagini plastice, picturale, care, mă rog, au mai puțină legătură cu realitatea, dar exprimă o anumită imagine care era una foarte reală pentru români în anii aceia. A avut efect publicarea acestei cărți? Fără doar și poate, și ce vreau să vă spun, nu este numai că i-a stricat imaginea în Occident, pentru că deja imaginea lui Nicolae Ceaușescu în Occident nu mai era cea din anii 60-70, nu știu ce anume mai putea să strice din punctul ăsta de vedere, dar i-a stricat imaginea lui Ceaușescu mai ales în țară, adică în rândul persoanelor, v-am zis, în rândul românilor care nu-și imaginau că, pur și simplu, nu-și imaginau cum trăiește conducerea superioară de partid și de stat. Dacă mai țineți minte, în timpul Revoluției din decembrie 1989 au fost filmate secvențe în casele lui Nicolae Ceaușescu cu căzi de acelea cu robinezi de aur, cu ușii de acelea nu știu de care, deci, care a creat un val de ură, efectiv de ură, pentru că nimic nu este mai simplu de de instrumentat decât chestiunea asta. O țară pauperizată care trăia de pe azi pe mâine, 23 de milioane de oameni înfometați, în vreme ce un om și familia lui se lăfăia un lux. Mai basic de atâta nu ai cum să faci. Să ne întoarcem în anii mai apropiați și să vorbim un pic despre acea teorie lansată de istoricul american Larry Watts, potrivit căreia Mihai Pacepa a fost de fapt un KGBist, un KGBist care ar fi avut misiunea să dezinformeze Statele Unite cu privire la Ceaușescu. Ce părere aveți despre această teorie, care, mă rog, a circulat și a fost destul de răspândită așa în România? Cred că e o prostie colosală. Acum, teorii referitoare la Pacepa au fost multe de-a lungul anilor și cred că o să mai și fie de acum încolo, că nu cred că subiectul se va epuiza după moartea lui. Vreau să vă spun că, de exemplu, securitatea, atunci când acea comisie de anchetă a securității interne de anchetă, care trebuia să descopere care au fost motivele trădării lui Pacepa, pur și simplu de ce domnule a fugit în America și ne-a trădat, au încercat să demonstreze, de exemplu, că Mihai Pacepa era agent al CIA încă din anii 50. Fusese recrutat de CIA și, vezi, doamne, el de fapt ar fi lucrat pentru spionaj american până în 1978 și din cauza că colegii lui foarte competenți erau cât pe ce să-l prindă, a fugit. Bun, deci ăsta e nivelul Larry Watts, ca să zic așa, el a luat teoria asta a agentului CIA și a întors-o pe partea cealaltă și a zis că l-a făcut agent KGB, pentru că astăzi, în mainstream-ul de azi, e mai rău să spui că ai fost agent KGB decât agent CIA, că normal nu mai suntem în aceeași tabără ideologică. Dar de ce ar fi făcut? De ce ar fi făcut Larry Watts lucrul acesta? De ce ar fi? Care ar fost? Care sunt resorturile după din spatele părerea acestei? Mea, nu, după părerea mea, cred că după părerea mea, nu știu sigur, pentru că nu știu cum își scrie Larry Watts cărțile și cum ajunge la concluziile astea, dar eu intuiesc că a vorbit foarte mult și intensiv cu foștii ofițeri de securitate din înainte de 1989, care probabil aveau inclusiv această teorie. Știți cum v-am zis, securitatea, încercând să înțeleagă de ce a fugit Pacepa, a aruncat pe piață absolut toate teoriile posibile și imposibile. Adică inclusiv că a fugit din cauza că trebuia furase o sumă de bani și trebuia să o dea înapoi și ca să nu mai dea, a fugit în America. Deci astea sunt din categoria
zvonurilor. Acum am zis, ideea asta pornește de la ceva, are un background. Că de regulă toți dezertorii din blocul estic erau bănuiți că de fapt ar fi agenți strecurați de KGB și chiar au existat operațiuni de genul ăsta de introducere de cârtițe, să spun, în Statele Unite. Ofițeri care spuneau că dezertează, dar de fapt dezinformau serviciile americane. Nu au fost, să spun, mari succese obținute în felul ăsta, însă pot să spun că cu siguranță cu ACEPA nu era unul dintre acești, să zic, nu era una dintre aceste cârtițe ale KGB-ului. Dovadă că serviciile de informații americane și ulterior statul american l-au protejat zeci de ani și chiar s-au luptat pentru reabilitarea lui în România. Totuși știți că una din cărțile lui Larry Watts a fost publicată inclusiv cu sprijinul BNR, de pildă, în 2013. Nu mai știu care dintre cele două cărți, că două parcă a scris. Deci el avea așa o oarecare trecere fața autorităților și fața oamenilor care conduceau România. Asta este din punctul meu de vedere unul dintre lucrurile surprinzătoare, nu? Nu este surprinzător, nu este așa de surprinzător. În primul rând, BNR-ul e o siglă în spatele căreia poți să obții oarecare onorabilitate. Doi la mână, nu este Larry Watts, este unul dintr-un șir lung de așa zis istorici, să spunem, să le zic pseudo-istorici, nu știu dacă sunt istorici, pe care serviciile de informații românești îi aduceau încă din perioada dinainte de 1989 și aici mă refer la cei de la SIE, în fine, foștii colegi ai domnului Pacepa, care găseau câte un istoric din ăsta străin, pentru că vorba aia, dacă scrie un istoric român pe subiectul ăsta, lumea spune că e părtinitor, are nu știu ce agenda. Dar așa, dacă spun un istoric străin, doamne, aia sunt onorabil. De ce și de până unde, de unde până unde cineva plăti să scrie pe un subiect este onorabil doar pentru că e străin, nu mă întrebați pe mine. Asta ține de percepția la societății românești. De aia ajung tot felul de ziariști, mai mult sau mai puțin aproximativ, să ne țină lecții despre comunism, în contextul în care n-au călcat într-o arhivă și n-au avut un dosar în viața lor. Deci, cumva nu e surprinzător. Nu e surprinzătoare chestiunea asta. Iar subiectul Pacepa este un subiect de interes, a fost un subiect de interes, acum vorbim la trecut de el, a fost un subiect de interes din alt punct de vedere. Mihai Pacepa a reprezentat o hârtie de turnesol în relațiile de parteneriatul NATO, adică în relațiile dintre americani și România, între serviciile secrete americane și serviciile secrete românești. Americanii, care sunt foarte pragmatici, au folosit această chestiune pentru a sonda nivelul de, să zic, nivelul de reformă și de democratizare a serviciilor românești. Atâta timp cât în România ostilitatea la adresa lui Mihai Pacepa, nu mă refer la ostilitatea publică, mă refer la ostilitatea celor din zona serviciilor, care îl etichetează drept trădător și așa mai departe, era la un nivel ridicat. În opinia lor, asta demonstra că serviciile românești încă sunt tributare unei mentalități care ține de vechea securitate. De-aia, subiectul Pacepa, după 90, a fost un subiect foarte, foarte fierbinte și sensibil, tocmai datorită implicațiilor lui despre care vă spuneam, a unei fel de test în relațiile cu partenerii americani. Acum, după moartea lui Pacep,
Credeți că o să aflăm mai multe lucruri, mai multe dezvăluiri despre, că până la urmă e de înțeles că el a trebuit să fie protejat, probabil, adică e de înțeles de ce până acum n-am aflat foarte multe lucruri. Credeți că de acum se va schimba, vom afla mai multe informații despre activitatea lui din America, din această perioadă sau, nu știu, poate chiar și de pe vremea când era în România? Despre activitatea lui din România, cred că da, se mai pot afla lucruri noi, pentru că ceea ce s-a scris pe baza arhivelor românești până la acum nu au fost foarte serios, au fost niște studii foarte ideologizate, un fel de, cum să vă zic, poveste care pornește de la o premiză, adică se dă premiza Pacepa este trădător și noi căutăm toate documentele din care iese că Pacepa a fost trădător, sau nu știu, dacă vrem să știam că Pacepa a fost un erou, căutăm toate documentele din care iese că Pacepa a fost un erou. Genul ăsta de istorie care nu e istorie. Dar referitor la activitatea lui din Statele Unite, nu cred că o să aflăm prea curând multe. Poate doar când arhivele americane vor fi declasificate pe această chestiune și vom afla care a fost impactul, de fapt, real al dezvăluirilor lui Pacepa în economia războiului rece și în situația dată. Până atunci, sigur, vor exista foarte multe păreri, opinii mai mult sau mai puțin documentate. Și cred că discuția va continua la noi, într-un stil propriu, în care o tabără susține că a fost erou, cealaltă că a fost trădător. Și nu văd, eu cel puțin nu văd să apară ceva foarte serios care să lămurească o parte din lucrurile lăsate așa în suspensie. Mai mult cred că Mihai Pacepa a plecat cu definitiv cu anumite lucruri pe care cred că nu le-a spus niciodată. Și cam acolo suntem. Acum poate trebuie să înțelegem că foști ofițeri de securitate și în general ofițerii ai unor servicii de informații, fie că au fost din lagărul din est sau din lagărul din vest, din tabăra vestică, nu spun niciodată lucrurile care sunt cu adevărat secrete. Ei doar spun ceea ce poate fi spus.